Ca la noi la nimeni, doi tineri au tâlhărit un bărbat și i-au aplicat o bătaie cruntă pentru a-i fura la final 10 lei. Conform știri de Cluj.ro, luni 21 august, în jurul orei 1, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lupeni, județul Hunedoara, au fost anunțați de un bărbat în vârstă de 55 de ani din Lupeni că a fost tâlhărit. Victima mergea spre locuința lui pe o stradă din municipiul Lupeni, iar atacatorii au venit din spate. Acesta a fost împins, a căzut și apoi toți au tăbărât pe el și l-au lovit de mai multe ori cu picioarele, apoi a fost sustrasă borseta în care avea mai multe bunuri personale, cartea de identitate, un card bancar, 10 lei, cheile de la locuință și un telefon mobil. Polițiștii s-au mișcat repede, iar anchetatorii au fost reținuți. Problema este că nicăieri în România nu mai sunt patrule stradale, astfel că infractorii sunt stimulați. La data de 22 august 2022, în urma activităților investigative și de cercetare și în urma unei acțiuni la care au participat polițiștii structurilor de investigații criminale, poliție rutieră și ordine publică, au fost identificați doi tineri în vârstă de 19 și 18 ani, ambii din municipiul Lupeni, bănuiți de comiterea infracțiunii reclamate. Cei doi au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților parchetului de pe lângă judecătoria Petroșani, în vederea luării măsurilor preventive, relatează știri de Cluj.ro.